Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. De fel, știu că mi-ați scris foarte mulți. În momentul când descarc videoclipul pe TikTok, urmează să se descarce și cel de pe YouTube. Așteptați câteva minute până se descarcă 100% și atunci veți avea sonor pe canalul meu de YouTube. Eu nu editez vlogurile, filmulețele, eu le trag și le descarc cu greșelile de rigoare, știți destul de bine. Nu vreau să par ceea ce nu sunt. Am și eu greșelile mele și mi le asum. Așa că vă rog din suflet să mă înțelegeți și să înțelegeți că trebuie să așteptați un pic până se descarcă videoclipul pe canalul meu de YouTube 100%, după care veți avea și sonor și va fi totul ok. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Înainte de a începe să mulțumesc celor care îmi distribuie vlogul periodic, Dan Andrei, da, pardon, scuzați-mă, Dan Keeper, Doina Roșca, Duță Nicoleta, Dea, Ghiță Ghiță, Achim, sunteți mai mulți, Maria Mirabela, Maia Maria, vă îmbrățișez cu drag, a voastră, Pandele Laura. Îmi cer scuze că nu vă pot spune numele tuturor, dar vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu de alta, dar pierdem foarte mult timp. Dragii mei telespectatori, înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să vă aduc la cunoștință, nu știu dacă ați văzut și dumneavoastră, la vlogul de ieri, în comentarii, există un comentariu unde un domn îmi spune că a vorbit cu Dan Andrei și că i-a spus că vrea să-l voteze pe Sorin și are nevoie de cartele. Acest Dan Andrei l-ar fi contactat pe Messenger. Nu știu cât de adevărat e. Eu i-am răspuns acelui domn dacă este adevărat să-mi arate conversația între dânsul și Dan Andrei și fac apel acum în vlog la dânsul. Dacă este adevărat, îmi poate trimite acele discuții pe Messenger sau poate dânsul să le posteze. În cazul în care nu vrea să devină cunoscut, îmi poate trimite mie acele discuții, iar eu le voi posta ascunzându-i identitatea. Și care ați mai pățit aceste lucruri? Aduceți-mi la cunoștință să facem cunoscut lumii întregi ceea ce se întâmplă cu Dan Andrei, care este susținătorul numărul 1 al lui Sorin. Dacă este adevărat, păi atunci haideți să demascăm mafia în ghilimele și să nu mai lăsăm să-și bată joc de o emisiune și să câștige pe furtișaguri votându-se ei între ei, adică susțină Sorin, dau un exemplu, un concurent cu familia și prietenii. Nu că l-ar fi votat, că-l votează telespectatorii în masă. Ei se votează singuri, cu familiile, familia și rudele. Și asta nu înseamnă decât un joc murdar câștigat pe furtișaguri. Și mai ales că Dan Andrei denigrează și scoate fabrică mai multe minciuni despre mai mulți concurenți. Știți destul de bine că și la adresa mea a avut nesimțirea să fabrice minciuni. Și știm destul de bine ce fel de susținători are Sorin, cum a denigrat-o și pe doamna Mantea, cum s-a legat de copilul doamnei Mantea, de mine, de copilul meu, de nepoata mea, și de Bianca, de Bionuț. Cred că v-ați dat seama ce fel de soi sunt acești oameni.
și mai ales pe Sorin, care îl susține foarte multe conturi false. Ce vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că Bianca o bănuiește pe Anca că o învață pe Natalia să facă materiale. Din punctul meu de vedere, nu cred acest lucru. Poate să fie o discuție între ele ca fete în cameră, iar de acolo Natalia să sustragă anumite idei, după care să vină să le dezbată în casă. Nu că i-ar spune Anca mot-a-mo ce și cum să facă în emisiune. Dar există varianta ca Bianca să aibă suspiciunile de genul ăsta, că și ea a făcut același lucru. Nu știu, mă gândesc prietenia asta a ei cu Andreea. Andreea, de o perioadă încoace, a devenit foarte obraznică, foarte arțăgoasă, nu mă atinge ca amețesc. Și atunci să înțeleg că Bianca o învață pe Andreea ce să facă? Aveți grijă când acuzați că și asupra capului vostru planează aceea suspiciune. Așa că Bianca nu mi-a plăcut. Trebuie să ai dovezi concrete când spui anumite lucruri. Și să mă ierte Dumnezeu, Anca se vede destul de dezghețată încât să-și dezbată singură subiectele. Iar Natalia, am văzut noi la început că a fost mai mototoală, că și la ora actuală se exprimă foarte greu, că o ia printre copaci și se încurcă singură. Dar mă gândesc că acum are un pic mai multă experiență și a înțeles cum stau lucrurile în emisiune și punctează ceea ce consideră ea că îi face bine în această emisiune și ce o deranjează. Ce mai vedem? Vedem că Radu și cu Natalia au un test de făcut referitor la Andreea și Emanuel. Radu să o facă pe Andreea să spună și să-i spună de ce nu se potrivește cu Emanuel, iar Natalia să-i spună lui Emanuel că ea ar fi mai potrivită pentru el decât Andreea. Din punctul meu de vedere, și Radu și Natalia a fost un fiasco total. Măi, Radule, se pare că nu ai potențial de moderator și mai ales că vrei să lucrezi în televiziune. Nu ai stofă. O iei printre copaci și tu și Natalia și vă pierdeți în amănunte. Când tu puteai să te duci ferm, pe linie dreaptă, la Andreea și să-i spui, măi fată, eu nu cred că tu vei fi cu Emanuel pentru că te văd prea versată, prea mare, cu gândire de neamț. El are niște principii din familie și nu vă văd. El copil, tu prea versată, tu prea rutinată, nu vă văd. Era mult mai ok și cred că atunci puteai să scoți și reacții reale de la Andreea. Dar atâta timp cât o luăm și în viața de zi cu zi, dragii mei telespectatori, când o luăm printre copaci să nu deranjăm, să nu supărăm, atunci e un fiasco total. Nu vom afla niciodată realitatea. Adevărul spus în față ustură și doare. Părerea mea că Radu nu a știut să își îndeplinească misiunea. Și nici Natalia. Natalia, știm destul de bine că ea se exprimă foarte greu și până spune ideea, te plictisește. Bianca a avut dreptate în privința asta la adresa Nataliei. Natalia, încearcă să fii un pic mai directă, scurt și la obiect. O iei printre copaci și te rătăcești. Te rătăcești prin vorbe, mai ales că nu cunoști și nu stăpânești foarte bine limba română. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem pe Radu, Sorin și Nicoleta. Radu, nu vă mai spun, cu sacou roșu, nu mai era nimeni ca el, deja se vedea Dan Negru, nu știu cine se vedea el. Încep să se laude, părerea mea, sincer, că a fost o discuție în spatele camerelor, în casă, la hotel, fiind Radu cu Sorin în casă, la hotel, mai mult ca sigur, au gândit să facă un material încât ei să se laude și să se propună ca finaliști. Acum
Radu îl propune pe Sorin, câștigătorul finalei, iar Sorin pe Radu, pentru că a avut cele mai multe relații. Care relații? Alea făcute de Kinga? Cu Grațiela? Cu Xenia? Cu prietenele fostei lui? Mă lăsați! Mă, cât de penibil sunteți! Radu, oricum, ieri a fost la culmea tupeului și penibil din cap până în picioare. S-a văzut cu ochiul liber că nu are carismă, că nu are stofă de moderator și n-a știut să scoată reacții și realitatea de la Andreea, care, Andreea, scuzați-mă pe mine, o întins pe pâine. Dacă știi cum să o iei, o faci pe Andreea de toarnă tot și pe Emanuel l-ai întărtat un pic și spune și laptele care l-a subt. Dacă știi cum să-l iei pe Emanuel. Așa că, din punctul meu de vedere, acel material cu cei trei nu a fost decât reclamă la propriile lor persoane. Și asta nu înseamnă decât că vă este teamă de purul adevăr, că știți că Bianca și Ionuț sunt mai votați și mai buni ca voi. Iar tu, Sorine, știm destul de bine că e susținut de conturi false, cartele și susținători de ăștia obraznici care înjură. Uitați-vă în comentarii să vedeți ce spun telespectatorii despre susținătorii lui Sorin. Ca să nu spuneți că mai fabulez eu. Eu nu cunosc pe cei care îmi scriu. N-am cum. Nici dumneavoastră nu mă cunoașteți personal decât din vlog. Dumneavoastră oarecum mă știți, dar eu pe dumneavoastră decât nume și poza pe care o aveți la profil. Și așa că vă las pe dumneavoastră să verificați și să vedeți ce fel de susținători are acest Sorin mega, mega votat. Ce mai vedem? Vedem că Ionuț cu Bianca în camera roșie. Dragii mei telespectatori, din punctul meu de vedere, fără să fiu rea, dar ăsta este sentimentul pe care l-am avut în momentul când i-am văzut, au foarte multe lucruri în comun. Sunt foarte, foarte inteligenți și prind ideea din zbor. Apropo, Ionuț, bravo ție! Ionuț, văzând pe Radu și pe Natalia cu Emanuel și Andreea, a fost singurul care și-a dat seama ce rol au cei doi. Bravo ție, asta înseamnă că ești perspicace și că prinzi ideea din zbor. Bravo ție, iar Bianca știm destul de bine că e foarte inteligentă și ea este foarte perspicace și au foarte multe lucruri în comun. Părerea mea că dacă Ionuț cu Larisa, cu Bianca, se apropiau și se cunoșteau de la început, erau mai potriviți. Nu știu de ce am eu impresia asta, pentru că se vede Bianca în momentul când iubește, când este îndrăgostită, ea renunță la tot. Doar ca să-i fie bine partenerului. Știm destul de bine cât de mult a lăsat Bianca de la ea pentru Alin în emisiune. Vedem că și plecat Alin, ea tot lasă de la ea pentru Alin. Cred că genul ăsta de femeie are nevoie Ionuț, de o femeie care să iubească cu adevărat și care să-și dorească ea să-i fie lui bine și el s-a văzut destul de bine că Ionuț este genul de bărbat care lasă de la el să se simtă partenera foarte bine. Dar se pare că Larisa nu a înțeles această idee și că pentru ea este mai importantă viața de noapte și surioara Dori. Vedem că Larisa este vizibil deranjată în momentul când îi vede pe cei doi în camera roșie, dar știm destul de bine că genul ăsta de oameni îi găsim cam peste tot. Larisa nu-l vrea pe Ionuț ca iubit, dar nici n-ar vrea ca Ionuț să aibă o altă iubită. Ceea ce nu este corect, nu că nu vrea, nu se simte bine.
Păi nu poți să împaci și capra și varza. Trebuie să alegi drumul. Măi, Larisa, așa că mi-a fost milă de tine, sincer că s-a văzut că ești deranjată, dar tu singură ți-o faci. Atâta timp cât Ionuț ți-a spus de la bun început că nu vrea o femeie care pleacă de acasă. Tu n-ai făcut nimic, ai promis, ai spus că te schimbi, dar n-ai făcut nimic. Ca într-un final să iei o decizie că nu poți să faci nimic pentru Ionuț. Păi și atunci nu există iubire, drăguța mea. Și nici Ionuț nu poate să accepte, cred că niciun bărbat cu scaun la cap nu ar accepta o femeie care când îi se scoală, ea pleacă în club sau pleacă cu sora să stea la terasă 4-5 ore, până la 3-4 dimineața. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Așa că, Larisa, încearcă să înțelegi că nu se poate ceea ce vrei tu. Din câte am înțeles de la doamna Mantea, Larisa stă tot timpul să izbucnească în plâns. Din punctul meu de vedere, plânge că nu o acceptă Ionuț cu toate defectele lui. Și atunci mă duc cu gândul că ușor, ușor este o persoană egoistă care vrea să-i fie doar ei bine, iar partenerul trebuie să o accepte așa cum e. Și e orgoliul ăla, de ce nu mă vrea? Dar ea nu-și pune întrebarea, oare nu sunt eu de vină? De ce nu mă schimb eu? Și atunci sunt niște demersuri normale pe care le va face nu numai Ionuț, toți băieții care vor intra în viața ta. Te vor accepta pentru o lună, două, trei, dar după care spune stop! Păi când vine acasă tu ești tot la club? Sau tot cu Dori? Ia, să mă ierte Dumnezeu. Exemplu care l-a dat Nicoletei cu mama, că Nicoleta iar se dă sfântă, că e de casă, dar uita că și ea a fost în club și știm destul de bine că ea cu gurița ei a spus Nicoleta și Sorin că s-au chinuit foarte mult să facă pentru cuplul ăsta. De ce v-ați chinuit? Păi tu singură ne spui, măi, Nicoleta, că te-ai chinuit și ai muncit pentru cuplul ăsta. Pentru că vă abțineți să faceți lucruri bune, să dați bine la public. Dar dacă venea din tine, nu aveai cum să spui am muncit pentru cuplul ăsta. Venea totul de la sine. Așa că să mă ierte Dumnezeu, dar s-a văzut destul de clar că el este ușor agresiv imediat cum se enervează, răbufnește. Tu ești mahalagioi că tu spui că-ți plac serialele și să ferească Sfântul când o avea vreo treabă urgentă și s-o uita Sorin la meciuri și tu trebuie să-l iei ca să plecați cu, nu știu, la doctor. Iar tu, dacă vei fi la seriale și tot așa, Sorin trebuie să plece și te va lua din fața televizorului, vei fi foarte deranjată. Și exemplul pe care l-a dat Larisa, dacă renunți la tata pentru Sorin, era vorba de genul ăla de persoane care tot timpul merge la mama să ia mâncare, merge la mama să-i facă o ciorbă, merge la mama să stea cu ea de vorbă. Cred că la asta s-a referit și credeți-mă pe cuvânt că am cupluri printre prieteni care s-au despărțit după 3, 4, 5 ani că nu mai suporta omul. Ai zis, vreau să miroasă și mie a cozonac. Vreau să te văd când vin în casă că ești singură și că faci o curățenie, că să fim noi. Tot timpul este mama sau tata lângă noi. Și n-au mai, s-au certat până au hotărât să se despartă. Deci este un lucru care foarte des îl întâlnim la fetele care nu vor să aibă familie cu adevărat și tot timpul apelează la mama să-i pună mâncărică la pachetel, să vină cu oala și să-i pună ciorbiță. Nu așa. Nu așa. Și atunci, dacă ai un bărbat familist, cum îl văd pe Ionuț, nu o să accepte
pentru o perioadă și Sorin nu cred că va accepta să o vadă pe Nicoleta tot timpul la surioara sau la tăticu. Mergem, de exemplu, mergem, nu știu, astăzi am planificat la ora cu tare să plecăm, la care Nicoleta spune, nu, eu mă duc la tăticu sau la surioara. Accept o dată, de două, dar după care, du-te, fată, du-te. Și o văd pe Nicoleta, că i-a spus că e femeie de casă, eu o văd femeie de pat și seriale, atât. Și să te ferească Dumnezeu când îi veni acasă Sorin de la târnăcop transpirat și murdar, să bagi aspiratorul și să n-ai ce să mănânci decât ouă prăjite pe care ți le faci tu, că o dată, de două ori, de trei ori, a patra oră îi spui, hai, du-te la tăticu și rămâi acolo. Asta este părerea mea, vom vedea pe viitor ce se întâmplă. Dar se vede destul de clar că Nicoleta este foarte statică, foarte puturoasă, Elene să vorbească, Elene să meargă, ea a făcut gaură în canapea. Am mai spus, noroc că sunt canapelele noi. Ce spune Bianca și spune foarte bine, că Sorin și Nicoleta afară se vor despărți din cauza monotoniei. Perfect, adevărat, și eu sunt de acord cu tine, Bianca. Ea fiind genul de femeie, tot timpul doare câte ceva, tot timpul are câte o problemă cu cineva, la un moment dat te saturi de genul ăsta de femeie. O femeie trebuie să fie activă, să râdă, să glumească, să țipe, să tot timpul să-ți ofere altă și altă senzație. Deci noi, telespectatori, ne stând cu ei în casă, ne-au plictisit. De asta le-am și spus cuplu antipatic, cuplu pensionarilor. Am văzut la date, deci ei când sunt singuri, nu au ce să vorbească, nu au subiecte în comun, nu au pasiuni. Ce să-i spună Sorin, cât fier beton intră într-o casă? Ea, cum se traduce? Nu sunt pe aceeași linie de... N-au nimic în comun. Atât. În comun au decât această emisiune. Atât. Asta este părerea mea. Pe viitor vom vedea care are dreptate și care nu. Eu nu îi văd compatibili. Sorin a mai spus de multe ori, este un om muncitor, dar zgârcit. Ea e puturoasă, dar mână galantă. Vrea să-și cumpere tot ce e mai scump, dar nu muncește. Și de aici, plus că nu au subiecte în comun, nu au sex appeal-ul ăla de adrenalina aia, de îndrăgostiți. Nu. Ăștia, după 3 luni, vor dormi spate în spate. Ea citește o carte, dar nu citește, se uite la telenovele și el își face schița cât fier beton îi intră. Nu. O să fie vecinul cu vecina. Ceva de genul. Când se prind odată la 3 luni, mai se atinge. Așa că vă aștept părerile dumneavoastră și oricum viitorul ne va arăta dacă am dreptate și eu și Bianca. Ce vedem, ca să vedeți când este real? Vedem reacții între Flavius și Anca. Deranjuri. La Sorin și Nicoleta, noi așa ceva nu am văzut. Am văzut deranjuri la Andreea cu Emanuel, la Larisa cu Ionuț, la Bianca cu Alin, la Flavius cu Anca, dar la Sorin și Nicoleta nu am văzut. O singură dată a avut un deranj pe față Nicoleta când a lăsat-o cu vorba în gură și Sorin a vorbit cu Bianca. Și ce credeți, dragii mei telespectatori? A doua zi a venit Nicoleta și a cerut scuze de la Sorin. De ce că a fost băgată în ședință? Asta vă și spun, că ei sunt foarte falși. Ei vor să pozeze în cuplu perfect pentru public, pentru cei naivi. Dar nu există așa ceva. Între doi tineri care nu s-au văzut în viața lor decât în emisiune, automat apar mici clinciuri, mici deranjuri. Că nu se cunosc și până se cunosc, acomodarea durează.
Dar ce să vedem? Că la ăștia din prima zi s-au plăcut, ea a venit chitită pe Sorin, Sorin a plăcut-o din prima clipă, s-au pupat la 3 zile, s-au declarat cuplu. Și a mers 10 luni în plin. Ferească Dumnezeu! Și mațele în om se mai ceartă. Ăștia nu se ceartă. Dar se ceartă în spate. Uitați-vă la mine ce vă spun și țineți minte. Se ceartă în spate pe telefon ce trebuie să facă. Iar în emisiune venim lapte și miere. Aștept părerile dumneavoastră în comentarii și așteptăm să vedem cu adevărat cine a avut dreptate, eu sau ei. După emisiune vom vedea tot. Eu nu le dau un an de zile împreună. Așa că, dragii mei telespectatori, ne apropiem cu pași repezi de finală. Mai avem câteva zile până pe data de 15 și vom vedea cine iese câștigător. Abia aștept să vedem ce se întâmplă. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.